Salutare tuturor, bine să facem un nou episod. Astăzi vom vorbi despre o poveste mai tristă, din păcate, care s-a întâmplat acum de sărbători. Am aflat și eu ieri ce s-a întâmplat cu Dorel Boboc și am să vă explic pe scurt. Fac acest video ca să promovez puțin toată povestea asta pentru dacă, în caz că vreți și voi să faceți o donație sau ca să-l ajutați pe săracul Dorel să strângă niște bănuți. Mai pe scurt, s-a părut o pagubă destul de mare la muncă din cauza lui. El lucra la compania Skoda în Cehia și nevasta lui tot acolo lucra. Și din cauza că el a produs o pagubă destul de mare, cam de 11.000 de euro am înțeles sau ceva din ăsta, nu sunt 100% sigur, a fost dat afară pentru că compania, fără niciun drept, au spus că el nu are atâta bani ca să acopere cele cheltuieli și l-au dat afară. Și automat, pentru că și soția lui lucra tot acolo, și pe ea au dat-o tot afară. Faza cea mai proastă e că apartamentul în care locuia era oferit de firma la care lucra și automat, dacă l-a dat afară, acel apartament nu mai este disponibil. So, pe scurt, Dorel Boboc, de la 1 sau de la 17 ale lunii viitoare, nu sunt sigur când se încheie contractul cu firma, o să rămână pe stradă dacă nu o să găsească ceva. Așa că dacă vreți să faceți și voi o donație, asta s-a întâmplat acum de sărbători și e foarte, foarte nasol. Foarte, foarte nasol pentru cineva să plătească chestii genul ăsta de sărbători. Acesta este canalul lui, o să vi las în descriere. O să vă las și stați 2 secunde să mă uit aici pe un videoclip de-a lui. Să mă uit să văd dacă are PayPal-ul, uitați aici. Îi puteți dona aici. O să vă las linkul în descriere dacă vreți să donați. Puteți să donați cu Visa, cu PayPal sau cu Mastercard. Și știu că avea și un e-mail ca să donați pe Paysafe, dar nu sunt acum 100% sigur unde este. Cu toate astea o să vi-l las în descriere. Sper că m-am făcut înțeles. Dacă v-a plăcut, spuneți, dați și mai un like. Mă rog, n-avea ce să vă placă, până la urmă, poveste tristă. Dacă vreți să-l susțineți pe Dorel Boboc, intrați pe linkul în descriere și donați. Mă, minim, minim 1 euro. Deci minim 1 euro ajută foarte mult. Extraordinar de mult, n-aveți idee. L-a sunat Dorel Boboc pe Ale de la Turiale PC și i-a zis că i-a arătat că mai are 66 euro în portofel săracul și că firma vrea să-l lase pe stradă. Și plus că de asta e și în Cehia și el e singur acolo decât cu nevasta lui. N-are frat surori acolo, ci toată lumea care are el e în România și nici nu se merită să se întoarcă acasă pentru că în România nu se câștigă bani și n-are ce să facă. Dacă vreți să-l ajutați și dumneavoastră pe Dorel Boboc, intrați pe linkul în descriere și donați. Bă, acolo, minim 1 euro, bă. Nu cere mai mult, minim 1 euro. Dacă vreți voi să donați mai mult și vă lasă inima, nu se supără nimeni. E chiar foarte bine. Bă, dar am acolo 1 euro. Ce 1 euro? Dacă am strânge 1 euro de la toți abonații mei, care nu sunt așa mulți, sunt 100, am 124 de abonați, bă, 1 euro. S-ar strânge 124 de euro. Bă, și știți cum l-ar ajuta pe Dorel, la abonații ăștia, banii ăștia. Deci mai mult ca pe ochii mei din cap. Ce naiba. Eu am fost Vortex. Din păcate. Ne vedem data viitoare. Pa, pa.